Peste 40 de asistenții medicali au participat astăzi la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu pentru posturile din secțiile neonatologie, chirurgie și oftalmologie, cea mai mare concurență înregistrându-se pentru postul de la oftalmologie. În schimb, la Serviciul Județean de Ambulanță nu a fost o concurență la fel de strânsă. La salvare au fost scoase la concurs 3 posturi de asistent medical la stația din Târgu Jiu și unul de șofer. 3 posturi de asistenți și un post de șofer. S-au înscris 3 asistenți pe 3 posturi și 6 șoferi pe un post de șofer. În ce a constat concursul? Concursul este în desfășurare, constă în probă scrisă și probă practică. Mâine se va susține concurs pentru încă 3 posturi de asistent medical în Spitalul Județean, la Unitatea de Primiri Urgențe și la secțiile ATI și Medicală.